Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit, oameni buni, la un nou video cu Halo Infinite. Cred că ultimul s-ar putea să fie, pentru că mai avem foarte, foarte puțin să terminăm jocul și cred că suntem fix în ultima parte a lui, dacă îți luăm așa. Aici era fix unde ajunsesem noi, parcă. Ne-am avut iarăși discuția aia, că de obicei salvează jocul super dubios, de-aia zic. Ok, asta am văzut-o, pot să dau skip, super. Deci era fix de unde văzusem noi toată treaba asta și acum încep să... Începeau băieții să ne atace pe aici, da. Oh god. Oh god. Ce nasol era să mă ia. Now we make him die, nu știu frate, nu prea cred. Săraci. Ok, și mă gândesc că pe aici trebuie să ieșim de acum și să găsim ieșirea. De fapt, drumul către prietenul nostru, Echo. Și v-am spune că o să ne livreze o de aia siropoasă și o să ne-l omoare pe Echo fix acum. Nu știu ce, mă aștept. E ceva tipic, nu știu, american să facă figura asta așa. Ați văzut ce inteligentă a fost schema asta? I-am dat stun unul ia și l-am lovit pe celălalt. Păcat că nu poți face asta și multiplayer, dacă ar fi super haos în multiplayer să poți face asta. Ce de poți găsi rifle, poți găsi de-asta cum se cheamă grapple hook, dar nu funcționează chiar atât de des, adică are doar câteva charge-uri și aia e. Oh. Merge și așa? Dar-mi place arma asta. Arma asta chiar e destul de mișto, stai așa, ce avem aici? Vulcan. Merge așa. Ia mă, unde-i prietenul nostru Echo, bă băiatule? Hopa. Stai că ne-a dat loading screen. Du-te mereu după un cinematic mare, asta am observat în Halo, e că îți dă un loading screen ciudat. Dar mereu. Și așa dintr-o dată te trântește cu un loading screen și ăla a fost. Ok, și văd că pe aici e drumul. Bă, noi mai avem ceva puncte de alea de pus că... Na, nu mai avem. Ce drept? La capitolul ăsta jocul stă destul de prost. Adică ar trebui să-ți dea automat în drum niște upgrade-uri încât să nu simți că nu... Încât să simți totuși că faci un progres pe partea asta. Wow. Asta a fost la psiu, mai faci unor așa. Zici? Opa. This is where Chaklok shipped his victims to, the House of Reckoning. Oh, nu cunosc aia. Dacă ar trebui să fie ceva important, din păcate nu-mi suna nimic important. Deci din... Oh, era explozie, era... Mamă, cine a dat, mă, damage-ul ăla? Aia zic, i-am eliberat și pe băieți. Păi, fana asta, să ajutați, băieți, dați acolo cu ajutor. O să încerc scuze dacă vocea mea nu e în cel mai pro mod, dacă e să o luăm așa, dar încă încerc să revin puțin. Nice. Mai e vreunul? Hai că am ratat dacă e. Îți ar shield-urile, bă băiatule. Stai așa, bă, care armă? Ia că nu-l vedeam pe ăla, mă, nu știam ce de trăgea. Lejer. Absolut lejer. Mai avem ceva ce să luăm de aici? Aș putea lua o de asta. M-aș vedea folosind așa ceva. Niște bombe de sigur și... Na, nu merge așa. Adică îmi dai... Oh, era și un ATV totuși acolo. Deci eram plin de vehicule aici, indiferent cum o dădeam. Aia zic. Săraci n-au nicio șansă. N-au absolut nicio șansă, vere. Bine, mă. Ce
cea mai iconică melodie de gaming ever. E că mă lasă tank-o cu așa. Oh, mai avea și el un. Stai așa. Mă, dar ești curbe, mă. Multe. Oh, God, acum am văzut ceva. Ce faceți, om, băieți? Au, oh, shit, am uitat că i-am eliberat și pe ăștia. Oh. Nice. În direcția aia. Mamă, dar îi rupem cu astea, vere. Ia uite și pe aia sus acolo. Stai că e unul periculos tare care trage cu ceva bombeu nebun. Oh. Ce facem? Cred că la o oră, nu? Doar vreau să mă asigur. The human. Aoleu, aoleu. Stai așa, care are periculoși aici care trag. Aoleu, căcați de aia mici. Cu scutul. Aoleu, dude. Sau să dude. Au. Aoleu, dude. Mamă. Mamă, dar mi-a rămas ceva flare dubios pe armă sau? Stai. Da, am un efect de la grenadă pe armă. Bă, băiatule. Mamă, mi-a rămas efectul de grenadă pe mână, nu cred așa ceva. Mi se părea mie ceva dubios. Hai mă, ajunge aia până sus. Încerc să trag foarte sus încât să nimeresc pe... Ok, stai să uce și asta. Da. No! The House of Reckoning. Mai avem una. I was right. It really is a suitably ominous name. How do we get in there? Firar, și eram gata de distracție. Du, de ce-mi rămâne efectul ăla blocat? Oh, Doamne. What the fuck? Bă, dar reziste, mai ești. Are și cluturile alea nemuri. Eu tot e galben ăla. De ăsta nu m-am mai întâlnit. Ia. Ia. Nici nu pot spune că a fost ceva diferit față de restul. Doar că probabil va trebui să mor pentru că am efectul ăla pe mână și mă disperă. Cred că este literalmente primul bug pe care îl găsim în jocul ăsta de când l-am început. Oh, Doamne. Cred că și așa se... Ai voiam zic, oare va trebui să murim să scăpăm de bugul ăsta? Cred că răspunsul este deja da. Yo, what the fuck? Dude, din nou? Mamă, dar s-au gândit bine să mă dea în spate, nu plumă. Oare putem face și noi speedrun? Hai că dăm un speedrun dacă e. Că nu se poate altfel. Atât. Da, facem speedrun că e mai simplu. E mult mai simplu. Plus că rezistă nebunia asta tot drumul aproape. Au.
Am vorbit prea devreme. Să mai reziste la niște seturi de atacuri și ne-am dus. Oh, Doamne. Bine, practic pot să ignor că nu trebuie să trec. Nu trebuie să mă bag cu toți. Am mulți am. Doamne, greu mai moară ăla. Ok, să facem o treabă foarte simplă, aka speedrun pe aici, fii atent. Atât. Mamă, dar... Oh, shit. Oh, shit. Stai așa, că am venit cu de toate băieții mei aici. Noroc că putem face pe Spider-Man aici. Bun. Shoo, what the... Ok, deoarece nu se poate face speedrun acolo, trebuie să abordăm situația asta altă, adică deschidem și noi poarta ca tot omul și începem să bombardăm pe fiecare pe care îl găsim. Că deja vă că ne creează probleme. Uh-oh. Eu cam ratez, dar el nu prea ratează și nu-mi place. Oh, deja e gata. Foarte bun tankul ăsta de banish, să-mi trag palme dacă nu. Găsiți un alt vehicul de banish pe care putem să folosim? Prea. Nu prea pare că o să găsim. Mamă. Încerc să trag în chestia aia acolo. Stai așa că nu stăm bine și o să cam murim. Am distrug și vehiculul pe care aș vrea să-l folosesc. Ok, aici e cam periculoasă situația. Cu ăștia așa e periculoasă rău situația. Și trebuie să am grijă la tankul ăla totuși. Uite și Phantom-ul ăla. Hai zic, dă-te mă jos. Hai așa că o să tragă neadorel ăla de acolo și nu-mi place de el. A, mă, rezistentule, cât mai ai? Au, încă unul. Nu, ăla-i doar tank. Deși noi ar trebui să fim mult mai rapid să ne ratezi în ultimul hal. Asta am casat-o ca un bărbat adevărat. Firar. Cine ar fi crezut că cea mai bună soluție în situația asta ar fi fost să stau în spate cu un tank super distrus și să încep să fac sniping pe toată harta? N-aș fi ghicit. Deci dacă vreți o soluție bună pentru misiunea asta, boys, luați tankul ăsta, faceți speedrun cu el, apoi îl folosiți pe post de sniper în zona asta de aici și aia a fost. Literalmente puteți să-i snipați pe toți, inclusiv nava care vine după voi. Ce mult mai practic. Plus că rezistă destul de mult tankul ăsta față de tankul de banished. Rezistă mult mai bine. Muzica e destul de fain. Gagem tank acolo. Dar încă vreo lovitură și ar trebui să fie sală. E deja sală. Ăla de fapt cred că nici nu era folosit, dar cred că dacă venea aici așa cum ar trebui să vii, ar trebui să dai, cred că, de o inamici care să se folosească tankul. Am tras preventiv acolo și sus, că părea ca și cum e cineva. Nu e. Nimic pe aici. Chiar mai ajuns la încă o poartă, asta trebuie să vedem unde mai deschid, cum o deschidem și pe asta. A, se deschide automat. Stai.
Vă lucruri din star pe care ar trebui să-l distrug, știi? The bridge is down. Looks like the controls are up on that platform. Văd că nu e nimeni. Încă. Dotanco asta a fost cel mai bun prieten al meu. Sincer. Cu tanco asta am trecut prin multe. Atât de multe încât n-aș fi crezut că rezistă el atât de bine. Ok, deci văd că podul l-au restrâns. Okay. I guess we're expected. Chiar voiam să și zic, dar nu vine niciun comitet de primire, ceva, nebunii alea. Oare să-mi iau tancul? Nu cred că trebuie să luăm tancul. Mamă, faină locație, ce pot să zic? Pare ca și cum ar fi gata de trăboi. Mamă, am crezut că mă pun în punctul unui tun sau ceva. What if it's a trap? I mean, it's a trap. E o capcană, right? Yes. It's definitely a trap. Yep, it is. Are you even listening? Nope. Let's go. Ready when you are, chief. Let's go! E o capcană, dar cui pasă? Let's go! Doamne, și Master Chief ăsta așa. Îmi place că el n-are nicio emoție în voce. El ce genul, da, facem. Cum să nu? Sigur. Where is he? Unknown. Oh, iată. Da, dar nu l-a lăsat să moară. De ce zice ceva de murit? Un Warthog acolo. What the fuck? And a testament to our strength. Okay. Păi și unde ți-s oamenii, gen? Eu pe cine nenorocesc aici? Locate and rescue the pilot. Now start this fight. Survive basic training. Oh. Nice. Hai, v-am zic, fete, dăm cu apă pe asta, că rezolvăm noi acum situația. Ce ziceți, mă, băieți? Că nu vă văd prea bine. Aha. Under fire. Stai așa, că trăgea așa de sus și nu-mi plăcea. Mai e la sus? Nu mai e. Oh. Ba nu, mai e. Mai vin alții? Ai, eu temă pe băieții răi. Pe barbașani ăștia. Unde sunteți, mă, nebunilor? Hai. Cum zic, folosim arma asta până seacă. Gata, frate. Wow. Ce ești tu, mă? Ești fricoșător? Casual așa. Se ducea pulse rifle-ul ăla de-aia, însă-l schimbăm. A, mor, bă, odată. Opa, stai că mai trimite un set. Bun. Stai așa că trebuie și ăstea. Mai vin, mă, băieți? Hey.
break-em, break-em, dar măcar trebuie să faceți ceva de ajuns să mă break-em. Nu prea merge așa din simple vorbe. Stai așa că-mi trimite vreun grăsan de la nebun pe care să nu-l pobată ușor. Aha. Nu a trimis unul, a trimis mai mulți, dar pe ăștia pot să-i bat. Stai că vin băieții. Și spuneai niște lucruri, dar nu m-am prins exact ce spunea. Mă, parcă-s prea multe resurse, mă, să fie doar atâția. Cred că trebuie să mai fie, da. Toată shield și tot degeaba, bă, băiatule. Oh, ăsta e mai rezistent. Sau? Mulțumesc. Oh, car, băieți, vin și mi-aduc arme. Asta e partea bună. Da? Dude, pe bune, credeam că o să vină mult mai mulți. Eram pregătit de jumătate de oră de bătaie aici. A, merge. Aud audiologul ăla, nu mă mai interesează, sincer. The false god, Cortana. Destroyed my... False god, e o bucată de tech, frate. O hologramă cu inteligență, Jesus. God, auzi la el. Zeitate. Nu știu că e prăjit. Death changes people. It forces you to look at yourself. Make a choice. And what did he choose? Same as I would. Fight. Oh. Do you recall the siege of Paul? Dude, iarăși trebuie să ne batem? Held out against my stilul ăsta? For 19 days. Oh my god. Well, to the end. Oh. Their fate was sealed from the start. Da. Bine că vorbești ca și cum ai o durere în plămâ. Complete advanced training. Oh, Doamne. Here we go. Gather what you need, Spartan. A storm approaches beyond these walls. Each misstep you make is the ammunition I need. Bro, mai pălăvrăgești mult? Am treabă. Dă-i odată. Prepare yourself for the end. Îs gata. Opa. Da, frate. Prepare yourself for the end. Zise răufăcătorul. Sunt prietenii mei? Doamne, chiar că n-am prieteni. Dacă așa rău am ajuns. Nu, sunt mai mulți acolo. Ce zice Zon? Ce zice Zon, băiți? Oh, și ghișe, mai e unde ăsta aici. Au. Aia o să doar. Aia a durut o leacă așa. Mamă, ce de MG-uri acolo, lejer. Vrea zic, nu ai pus să pun înapoi acum, nu? Hai. Da, și asta e o treabă, numai că stai așa că mai întrebe un machine gun d-asta, machine gun Kelly d-asta nebun. Stai că mai mai e unul pus pe sniper nivel 7 aici. Gata. Ia. Aoleu, ăștia. Da, au găsit cu ce să-mi creeze probleme. Literalmente singurul inamic pe care nu-l suport. Deși avem soluții și pentru el. Există soluții, nu-i treabă.
Așa că s-a activat băieții răi aici. Stai așa un pic. Stai așa un pic, stai așa un pic, stai așa un pic. Opa. Ok, de aici trebuie să lucrez cu bombe pentru băieții răi. Oh, doamne, stai ca armele alea cu mega splash damage. Opa, și? Mai vezi, nu, și voi ceva practic pe aici, prin toate armele astea ale voastre? Unde să aveți voi? Ah, că aveți ceva. What the f... Stai așa. Aia e problema, că sunt și mega rezistent, știi? Eu încerc să le plasez câte o bombă în spate, dar n-ajunge în spate. Mamă, ce Dumnezeu! Nu, auto-vam. Strac, cam nasol. Situație rușinoasă. Aș mergea, nu se deschid ușile, am înțeles. Păi stai mă așa, că ne folosim și noi de ceva. Bum. Stai un pic, cred că s-ar putea să fiu vulnerabil la așa ceva, băieții mei. Asta dacă aș ținti, desigur, ar fi absolut genial. Mă, dau o bombă, mi-ar trebui să le dau un cap și gata. Ce vin băieții? Ce vin băieții amici? Gata, mă? Nu cred. N-are cum. Ah, ok, acum cred. Au. Ei bine? We did it. Exact. Well, you did it. Stai, vă, sincer, o bucată de antrenament foarte plăcut. Sincer, cred că noroc că jocul ăsta are un combat foarte plăcut, că altfel nu cred că aș fi rezistat într-o asemenea misiune. Da, 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 taci acolo. Acum ne batem cu bossul. Are we there yet? De acum așa ar trebui să zice, are we there yet? Am ajuns? N-am ajuns? Suntem acolo? Nu suntem acolo? Oh. Stai așa. You were there when we struck the infinity. Bro, what the fuck? Câte mai aveți, gelule? Mamma mia. Și aia este. What the fuck? Oh, nu. Care mai e scopul invizibilității dacă tu faci atac gălăgie și te arăți atât de mult? Oh, shit. Nu-i ok, frate, că-mi dă două bastoane de... Ok, deci e luptă de asta, corp la corp. Păi zi, frate, așa că... Oh, God. Vai, doamne! Ok, văd că merge cu aia, pot să-l încapacitez. Dar are foarte mult shield. Blade Master.
Hai, Burtane, unde ești? Hai, mă, m-am ucis. Vai, cât de enervant e. N-am și o armă super bună. Așa-s blând? Cred că trebuie să mergem jos, e mai sigur. Ok, mai ciocă dacă nu o să dau skip la treaba asta, că... Adică o să dau skip pe video. Ei bine! Puțin mai mult dodging și a mers! E promis degeaba, frate, că nu a putut să mă bată oricum. Ah, Sweater Kill a Warrior Z, adică să moară el, gen. Am înțeles. Oh, deci e lupta finală cu băieți, hai. Face, mă, să fie video mai lung să termină. Oh, mulțumesc share-ului. Ia zi-l, omoară acum ăsta. Cred că trebuie să fiu la Sabia asta, să zicem. Hei, uită pe Echo! Și pe Atriox ăsta. Ești ok, bro? Ia să vedem. Dacă îl salvăm sau îl omorâm. Microgravity wells are putting enormous stress on his body. I told you that I would not kill him. Oh shit. Leave me. Ah, gravitația îl cumva presează prea tare. Sau îl trage prea tare în jos, cine știe. You will try. Chief, he's here. He knows I'm here. This was never a trap. It is a test of metal. Păi și n-am mai testat destul că m-am bătut la greu. Get him out of there. Păi și unde e bobița asta meu? Hai, frate. Uai, are turn. Și 500 de kill de armură. Our story will become legend. Told by those. Our battle will be legendary. Survive you. Shit, dar am armă. Bă, da, o armă mai... Ok. Ok. Bă! You have my respect. Mulțumesc. Ce mă fac eu acum? Oh, m-a dat aici. Oh, stai așa. Stai, mai e ceva pe aici înainte de toate? Ah, fuck, nu s-ar mai prea bune astea. Ok, rămâne cu asta, nu mai contează. Da, o să trească să dăm skip până când intrăm iarăși la bătaie, că durează mult partea asta. Ok, hai că ăsta s-a activat rău de tot, gen. Like all the Spartans before you. Unde-i mă ăsta? Mamă, dar are viață, acum am văzut. Are viață pentru toată lumea.
Și-a tras și shield-uri. O, are shield. Uite, ce se presupune să-i fac? Any damage you inflict on Escherim is transferred to Echo 216. Oh. The power is transmitted via a series of relays around the room. Let's see if I can... Got it. Relays exposed. Destroy it. Okay. Îl văd, îl văd, îl văd. Relays down, and so's his shield. Are multă viață băieții că ăsta. Bun. Dacă am nevoie de o armă nouă. Scuze frate, dar n-aveți arme pe aici, sunteți săraci. Vreți să te duci la medic dacă ai probleme cu inima, bro. Oh, iar începe? Cred că iar am băgat shield. I-am băgat shield. Escherim shield reactivated. Hai mă. Expose the relay. Ok, ok, ok. Oh. Oh. Hai zic. Hi. Shields down. Now's your chance. I can try one solution. Dodging. Are you afraid, Spartan? Nu mi-e teamă, dar nici nu-mi place. Ok. Here we go again. Next relay's exposed. Take it out. Ce să-l găsesc? Îl fac, să-l fac pe ăsta puțin să se deriteze AI-ul. Ce să-i deruteze AI-ul? Cât? And it's down. You know what to do. Aha. Ha, mă? Încerc să-l baituiesc să vină lângă bombe aici. This battle will be remembered in song. Ah, eu nu prea departe ca să aibă efect. Sau? Dude, asta nu mai e damage. Ce se petrece? Ok, va trebui să schimbăm asta. Final relay is exposed. Destroy it. Stai așa. Oh god. He mad. Oh god. Gata, mă, urâtule. Ouleu, stai așa. Dacă trece de mili, trece mili phase în asol. Ok, nu-mi place. Nu-mi place. God. N-am vrut asta, dar merge. Doamne, dacă știți ce încordat sunt în buce acum de mor. Să cred. You did it. Let me get him out. Mamă, deci să-l vezi pe unul cu detai barda după tine și știi că rezistă ca un tank.
A cred că poți să-l omor dacă trage în continuu ca prostul shield. I can't believe you came for me. Ne, nici eu nu pot să cred că am venit după tine, dar e ok. So we're done now, right? Spazen! Ha? Ce mai vrei, mă? L-ai întins pe jos mai devreme. Cred că e orb. It's over. Nothing. Ha? Nothing ends. My death will inspire thousand others. Doar câteva mii? I died well. Nu. O să-ți spun că ai murit ca un fraier. I don't understand. You showed him respect. He was a monster. Yes. But at the end he was just a soldier. Exact. Hoping he'd done the right thing. I-am dat cu puțin respect. Questioning his choices. So is it over? Their leader's dead, right? Nope. The intricacies of any action are complex. What? What are you talking about? Cuvinte premium. There will be consequences. There always are. What could be worse? We need to move. The Harbinger's at the auditorium. Whatever she's planning. It's worse. I get it. Okay then. I have one question before we leave. Oh, deci nu e gata. What is it? Has anyone seen a pelican? Ow. What? What? I'm just... I had a lot going on. I was busy. Da, deci cred că o să trebuie să lăsăm pe data viitoare. Am crezut că e ultimul video de făcut, dar aparent mai e ceva din joc. Mai e Harbinger-ul de bătut. Are you ready? It's about to get rough. They're waiting for us. I think they're all waiting. Nu mai e timp de cum 10-15 minute cât mai urmează. Lăsăm și pe mâine o parte, nu mai suntem chiar așa. It's not too late to turn around. Chief? Something feels... Fuck. The silent auditorium. Oh no. Oh no. What is it? What's wrong? I should have realized that's not what it was called. I've been here before. This is where I locked her down. Oh, pe Cortana. This is where Cortana died. Oh shit. De-aia tot vedem amintirile ei. Did you hear me? We're here. You need to go now. Ok. Ce mă așteaptă bărbații ăștia, dar bărbații ăștia o să aibă de așteptat până data viitoare, boys, când o să terminăm și treaba asta de aici. Pentru că na, mai avem, nu știu, 10-15 minute cât o fi, nu mai contează. Nici nu vreau să mă timp foarte mult cu videourile, v-am mai explicat eu de ce. Dar cam asta ar trebui pe acest video. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!